Nu te las, Doamne, până n-ai să mă binecuvânți. Binecuvântare înseamnă viață schimbată, vorbire schimbată, caracter schimbat. Asta face pocăința, schimbă caracter, schimbă vorbirea, schimbă gândirea, schimbă mintea, mintea noia, schimbă inima, așa cum împăratul David spunea, zidește în mine, schimbă în mine o inimă bună și curată, Dumnezeule, și pune în ea Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Iacov se roagă și îi spune, nu te las până nu ai să mă binecuvânți. Nu s-a referit la lucrurile materiale, că avea din belșug. Avea neveste, avea copii, avea bogăție foarte multă, turmă mare de animale, dar se ținea de Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi ne mai ținem de Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, nu-mi place cum vorbesc, nu-mi place ce gândesc, nu-mi place de mine, de atitudinea mea, ca tată, ca soț, ca frate, ca creștin. Doamne, vreau în mine să locuiască cuvântul Tău și să devin pentru comunitatea noastră, pentru națiunea noastră, pentru familia mea, pentru copiii mei, o binecuvântare. Asta înseamnă totul schimbat. Am dorit să intrăm într-o rugăciune și poate de foarte multe ori, când te uiți în oglindă, ai dori unele lucruri schimbate în viața ta. Când te uiți în Biblie, acolo se vede caracterul tău mai bun sau mai puțin bun. Și poate ai spus de foarte multe ori, când o să mă schimb și eu? Când o să pun și eu mâna pe Biblie să o citesc mai mult? Când o să postez, când o să mă rog? Poate și ție, nu-i nevoie să vină un proroc, prorocul tău ești tu. De foarte multe ori nici ție nu-ți mai place de atitudinea ta, de decizia ta, de gândirea ta, de felul tău cum trăiești pocăința. Ăsta e adevărul. Ci dorim în dimineața zilei de astăzi cuvântul lui Dumnezeu să aducă o nouă formă și schimbare în viața fiecăruia dintre noi. Ne rugăm și să-i spunem Domnului, Doamne, nu te las până nu ai să mă binecuvânți. Binecuvântare înseamnă, Doamne, schimbă tot ce e rău în viața mea. Fă-mă să fie o binecuvântare pentru altul și ajută-mă, Doamne, în mine să locuiască împărăția Ta. Ne rugăm cu toți. Amin. Cei ce aveți la îndemână Sfintele Scripturi, vă rog să le deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 13. Am dorit să ascultăm cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 13. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Vă rog să vă reașezați. Doamne Dumnezeule, binecuvintează toți slujitorii din biserică, binecuvintează surorile, binecuvintează frații, binecuvintează leviții, pe fratele Dincă, care se ocupă cu media, prin ajutorul acestei intervenții, pe care și alții văd ceea ce e în casa lui Dumnezeu. Face Dumnezeu minuni și s-ar putea că noi nu le vedem. Face Dumnezeu minuni și poate pe noi nu ne interesează. A făcut și mai face Dumnezeu minuni în mijlocul nostru. Orice persoană care e lângă dumneata,
și e sănătoasă, e o minune. Putea să fie lovită de pandemie, bucurați-vă, ne bucurăm că suntem împreună. Putea altul, e o minune că suntem în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, să încurajez biserica. Noi am mijlocit și ne-am rugat pentru fratele Vasile Boneta. Am primit un filmuleț cum arăta fotografia la remene pe care au făcut, cum era înainte, creierul plin de ganglioane, canceroase, și cum e acum, a curățat tot. Medicii din Turcia au rămas uimiți și au spus, nu știu ce se întâmplă, dar noi știm un singur lucru, că degetul lui Dumnezeu e la lucru. Prin rugăciunea bisericii, rugul aprins Dumnezeu a făcut și face în continuare minuni. Fiecare dintre noi suntem o minune. Ce ai fost și ce ești. Ce ai fost și ce ești. Ce am fost și ce sunt. Și ce suntem e datorită lui Dumnezeu, care ne-a schimbat, ne-a binecuvântat, ne-a dat un nume, ne-a pus în gură cântări de laudă și am devenit leviți. Ăsta e Dumnezeu, am devenit preoți. Am devenit copii al lui Dumnezeu. Dumneavoastră, realizați ce? Ce vrei mai mult decât atât? Ai devenit o fiică și un fiu de Dumnezeu. Prințesă și prinț. Și de foarte multe ori, noi nu gândim lucrul acesta. Cât a făcut Dumnezeu pentru noi, cât a iertat, cât a șters câte păcate, din ce mizerie ne-a scos Dumnezeu. Și dacă suntem aici, de foarte multe ori uităm că suntem datorită îndurării, milei și jertfei Domnului Iisus Hristos. Hai să-L aplaudăm! Oamenii răi știu să dau daruri. Să nu uitați. Biblia spune. Oamenii răi știu să dau daruri. Cu cât mai mult Tatăl vostru sau Tatăl nostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor pe care îl cer. Adică Tata dă Duhul Sfânt copiilor săi. Binecuvântat să fie Domnul! Dar Dumnezeu dă Duhul Sfânt numai la cei pe care El cer. Dacă ceri, Dumnezeu îți dă. Ne punem întrebare, anul ăsta, mai avem câteva luni de zile și se sfârșește și anul 2021. Ce ai cerut? Care sunt cererile dumitale? Tu știi că ce ești sau ce ai devenit e cererile pe care tu le-ai cerut? Ce ești și ce ai devenit e pentru ceea ce ai cerut. Dacă ai fi un creștin, nu știu, aia ai cerut. Dacă ai devenit prea firesc, asta ai cerut tu. Dacă ai ajuns într-o datorie, tu ai cerut asta. Dacă ai ajuns, ce ai ajuns și ești ce ești, ești pentru ceea ce ai cerut. Ce cerem noi de la Dumnezeu? Care sunt cererile noastre? Iisus Hristos în cuvintele Lui spune, numai cei care cer, Dumnezeu, Tatăl din ceruri, le va da ce? Duhul Sfânt. Copiilor săi, tot așa și Tatăl nostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor care cer. Tata din cer, asta înseamnă copil de Dumnezeu, asta înseamnă asemenea Lui. Caracterul Lui, vorbirea Lui, semen cu El în caracterul lui Dumnezeu. Talent, talent, ungere, vorbire dulce, calmitate, blândețe, semen cu El în caracter. Tata va da Duhul Sfânt copiilor săi. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar ne punem întrebarea, ce cerem noi de la El? Care sunt cerințele noastre? A trecut un an de zile, ai cerut cuvântul să lucreze în tine, ai cerut să devii o persoană cea mai blândă, cea mai liniștită, ai cerut să fii cea mai binecuvântată spirituală, ai cerut post și rugăciune mult, aia vei deveni. Sau cerem alte lucruri mai mult materiale decât cele spirituale? Și Dumnezeu le dă și pe alea. Dar pare că cele spirituale sunt mai slabe, mai puține, cerute de la Dumnezeu decât
cele materiale. Dumnezeu dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu doar copiilor săi. Dar tuturor celor ce l-au primit, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Adică a primi. Cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu și îl țin acolo, în inimă, și cred în El, devin copii al lui Dumnezeu. Primim cuvântul lui Dumnezeu și nu medităm asupra Lui în inima noastră. Nu ne gândim la El. Orice cuvânt pe care îl primea Maria, mama Domnului Iisus, în inima ei, spune că se gândea adânc la cele cuvinte pe care profeții îi profețea despre pruncul Iisus. Să primești un cuvânt în inimă și să nu crezi în el. Degeaba l-ai primit. Să primești un cuvânt în inimă și tu să nu crezi în el. Sau să-l auzi, dar să nu-l primești. Nu-l interesează pe Dumnezeu cât trece prin mintea dumitale și prin inima ta. Pe Dumnezeu îl interesează cât rămâne în tine, în minte, în inimă, aia va rodi. Nu noi rodim, ci noi suntem țărână, pământ. Pământul nu va rodi singur, ci în el trebuie sămănat sămânță, cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în inima dumitale nu e niciun verset, niciun cuvânt, îmi pun întrebarea, ce să încolțească, ce să crească, ce fel de rod, spin și palamidă, asta da, aia nu trebuie sămănată. Însă, pocăință, răbdare, bunătate, dragoste, aia nu o să fie. Pentru că astea va încolți în urma seminței cuvântului care va locui în noi. Binecuvântat să fie Domnul! Vom deveni copii ai Domnului când noi ținem în inimă cuvântul. În pilda semănătorului a patra categorie de pământ spune cuvântul Domnului, inima bună reprezintă pământ bun, pământul bun, inima bună, care ține cuvântul și rodește. Diavolul totdeauna vrea să ia cuvântul din inimă și să-ți lasă acolo informații, informatică, ce a făcut aia, ce a făcut ăla, cât a câștigat ăla, ce casă a făcut ăla, ce șmecherie a mai făcut ăla să mai fac și eu, și mai departe. Numai cuvântul să nu locuiască acolo, ca să nu rodești pentru gloria lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul. Odată să ținem cuvântul Domnului în inima noastră, de care dă forma lui Dumnezeu în tine și în mine, și al doilea lucru foarte important, să crezi. Se întâmplă până acolo noi creștini să ne rugăm rugăciuni pe care noi nici nu credem în ele. Asta e mai dureros. Să înalți o rugăciune pe care dumneata nici nu crezi în ea. Să scoți niște vorbe în rugăciune așa de pompoase pe care dumneata nici nu știi, nici nu crezi în ele. Sau după ce te rospui, o fi, n-o fi. Cuvântul Domnului spune așa, dar tuturor celor ce l-au primit cuvântul și pe Iisus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, le-a dat un drept. Ăsta e dreptul dumitale, să devii copil de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și apoi vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot așa și Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Adică Tata, tu devii, devine Dumnezeu Tatăl tău când tu vei deveni copilul Lui. Dumnezeu nu e un străin cum era pentru cei doi pe drumul Emausului. Dumnezeu nu e un făcător de minuni. Nu e un salvator de boli și vindecător de boli. Pentru tine nu trebuie să fie asta. Pentru tine, pentru mine, Dumnezeu e Tatăl meu. E mântuitorul sufletului meu. Ce aș face dacă nu mi-a vindecat băiatul? Ce aș face dacă nu mi-a apărat?
ginere sau asta, ce ai face, dumitale? Ce e pentru tine Dumnezeu? Ce e pentru tine Dumnezeu? Un făcător de minuni? Un ce care tot dă, ăsta e bun? Sau e mântuitorul sufletului dumitale? E tatăl tău? Vei deveni copil când tu primești și gândești ceea ce primești de la el în inima ta. Și toată biserica, să spunem, însuși Duhul adeverește că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Copiii primesc Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu moștenesc. Ce moștenești? Ceva de la tata. Știi ce înseamnă moștenire? Primești ceva fără să depun efort. De la tata, de la părinți. Și noi fizic am primit moșteniri, fie o casă, fie ceva, fie caracter. Ce moștenești tu de la Dumnezeu? Ne-am pocăit de ani de zile, ne-am întors la Domnul. Care-i moștenirea pe care o moștenești de la tata din cer? Ce? Ce moștenim noi de la Dumnezeu? Unii ne-am pocăit aproape de 28-30 de ani. Și în perioada asta s-a născut generații de copii pe care noi nu-i cunoaștem, dar după caracter îmi dau seama, ești fiul și fiica lui. Chiar ieri m-am întâlnit cu doi tineri și am spus, tu ești fiul lui? Zice, da. După. Ce moștenim noi? Ce moștenire ai primit? Care-s moștenirile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Care-s cerințele pe care le cere dumneata? Că copiii Domnului au și Duhul Sfânt, dar moștenești ceva de la tata. Binecuvântat să fie Domnul și toată biserica să spune mamă. Și pentru că suntem fii și pentru că suntem copiii lui, Dumnezeu ne-a trimis această moștenire. Unde? Unde? Galateni, capitolul 4, versetul 6. Și pentru că suntem fii, pentru că suntem copii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă cum? Ava! Adică, Tată! Moștenirea în inimă! Duhul Sfânt! Care te face să strigi Ava! Tată! Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Te mai face ceva din interior să strigi Tată, Dade, Mesomtișaet Ochao, Adade Cărbuti, Adade Vas de Hortear. Hai bine cuvintiamentul, Penasari Cangeri, amin? Și pentru că suntem fii, și ca să devii fii, ceea ce primești în inima ta de la El, gândește adânc acolo, ca să devii. Și după ce vei deveni, vei primi moștenirea aceasta a Duhului Sfânt în inimă, trimisă de Tata în inimă. În inimă trebuie să moștenești ceva. Nu trebuie să stăpânească și să moștenească diavolul cu răutatea. Pentru că omul vorbește din prisosul inimii. Duhul Sfânt schimbă vorbirea. Cum de se poate, mi-a spus cineva, că ai auzit pe alții vorbind în alte limbi și fac și răuri? Da, au Duhul Sfânt, au. N-au plinătatea. Sau nu ascultă de El. Nu ajută la nimic să vorbești numai în alte limbi. Și viața dumitale să nu fie schimbată. Pentru că trebuie să ai și limbajul ăsta trupului. Adică să uită oamenii la tine și să spune, da, un creștin ca ăsta, da. Nu numai vorbire în alte limbi. Nu numai asta dovedește fiii. Dovedește și viața, cum o trăim zi de zi, să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Pentru că Duhul Sfânt dovedește și ne face să strigăm Ava. Tată, dar care-i dovada pe care trebuie să vadă oamenii că noi suntem copii al lui Dumnezeu? Să ne iubim, să ne respectăm. Oamenii vor să vadă o viață schimbată. Când schimbă Dumnezeu, vorbirea schimbă și viața. Totul. Asta face Duhul Sfânt
moștenirea pe care o dă Dumnezeu. Darul acesta pe care îl dă Dumnezeu copiilor săi. Dar devii copil, e ok. Dar Dumnezeu nu aduce darul dacă mai întâi nu te pocăiești, dacă mai întâi nu mă pocăiesc, dacă mai întâi nu-mi pare rău de ceea ce am făcut. Pentru că știi ce înseamnă pocăință? Îmi pare rău ceea ce am făcut și n-am să mai fac niciodată. Mă auzi? Îmi pare rău ceea ce am făcut și nu mai repet a doua oară. Dacă le repet tot timpul și iartă-mă, acolo nu-i pocăință. Toți spun și să leagă de Petru, că Petru s-a lepădat. Mă, oameni buni, Petru s-a lepădat odată. Și uitați-vă ce spune Biblia, că a plâns cu amar. Dar Petru nu s-a mai lepădat a doua oară. Pocăința, m-am căit, m-am pocăit, punct. Până aici. Mă pocăiesc și de altele, și de altele. Dacă tot pic în păcatul ăla, în greșeala aia, înseamnă că ceva e cu mine. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 2:38. Petru spune, apostolul Petru, pocăiți-vă mai întâi, botezați-vă spre iertarea păcatului, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăința întâi și apoi Dumnezeu dă darurile, devin copil de Dumnezeu, mă pocăiesc și apoi, adică îmi pare rău, și apoi Domnul îmi dă acest dar nemaipomenit al Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Care beneficiem de atâtea lucruri prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi, Biserica Pentecostală, mai ales noi romii, ne limităm aici. Prorocii, vorbiri în alte limbi. Dar du-te puțin mai departe. Să asculți de Duhul Sfânt. Să ai o viață curată pe care îți vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El te învață, El te mustră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Observați ce spune cuvântul Domnului, foarte interesant. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne călăuzește. Una la mână. Ioan 16:13. Duhul are să vă călăuzească în tot adevărul. Când Duhul lui Dumnezeu e în mine, El mă cârmuie. Dar știi unde te cârmuie? În prezența lui Dumnezeu. Simeon plin de Duhul Sfânt, când a venit în lumea noastră pruncul Iisus, Simeon condus prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în templu și l-a văzut pe Iisus, pruncul Iisus, în prezența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu te duce la telenovele, nu te duce la filme, nu te duce la bârfă, nu te duce la judecată, ci te duce în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Acum, Părinte, Doamne, spune Simeon, slobozește pe robul tău în pace. Numai unde-i Dumnezeu, acolo-i slobozenie și bucurie în Duhul Sfânt. Și tot să spunem amin. Era o femeie gârbovă de 18 ani. Erau acolo destul strâjitori. Nimeni n-a putut face nimic, ci trebuia să vină Iisus, i-a făcut milă de ea și a eliberat-o, a slobozit-o. Iisus, prin Duhul Sfânt, face astfel de lucruri. Adică te călăuzește Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te ducă în prezența lui Dumnezeu. Să ai o călăuză, o direcție, o țintă. Creștinul în viață trebuie să aibă o țintă, o călăuză. Sau ne-am pocăit și nu știm încotro mergem. Trebuie să ai o țintă în viață. M-am pocăit, am un drum, am o țintă, unde trebuie să ajung. Și ce trebuie să fac? Sfântul Apostol Pavel spune că compară ținta, drumul acesta, cu jocurile de obște. Și spune că fiecare ne luptăm, dar sunt anumite înfrânări pe care trebuie să ne înfrânăm. Nu-i voie. Erau unii fotbaliști care au luat un medicament, o doză mai mare și l-au scos de acolo, crezând că s-au drogat. În pocăință avem tot felul de lupte ca să poți să alergi în prezența lui Dumnezeu, ca să poți să treci linia de sosire. N-ai voie aia, n-ai voie aia și atâtea lucruri. N-ai voie să judești, să bărfești, să gândești, n-ai voie să faci rău, nu nimic, ca să poți alerga tot înainte, că s-ar putea altul, că a luat-o înaintea ta. Tu ai 15 ani de pocăință, nu știi măcar să te rogi, a venit unul de 5 ani de zile, a început să predică. Te-a luat înainte, pentru că alergă mai bine decât dumneata. Asta înseamnă că noi avem o țintă
alergăm, ne luptăm zi de zi, să lipește de noi păcatul ca scaiul așa și gândurile zbor, numai să nu-și facă cuib în mintea noastră și păsările zbor. Noi trebuie să fim oameni de care trebuie să avem o călăuză. Duhul Sfânt te va călăuzi prin tot adevărul și doar numai în prezența lui Dumnezeu. Și toată biserica să spunem, pentru că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt doar numai copii al lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel Romanilor în capitolul 8. Numai cei ce sunt copii al lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Unde este Duhul Domnului, acolo este, știi ce? Slobozenie. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Unde e Duhul lui Dumnezeu? E libertate. E slobozenie. Oamenii trăiesc liberi. Nu sunt robiți. Nu sunt robi ai neascultării și a păcatului, ci trăiesc o viață slobodă în prezența lui Dumnezeu. Pentru aceasta și-a venit Iisus în lumea noastră, ca să ne slobozească și să ne poate elibera. Duhul Sfânt nu e numai vorbire în alte limbi. Duhul Sfânt nu e numai vedenie. E și Cel care ne poate înfrâna. Și David spune, nu lua Duhul tău cel Sfânt de la mine. Nu. Pentru că David, în toate luptele pe care Dumnezeu i-a dat, el era călăuzit prin Duhul lui Dumnezeu. Să nu uităm că și apostolul Pavel spune că Duhul Sfânt mă înștiințează, că mă așteaptă lanțuri, necazuri și nicio problemă. Se duce în casa lui Filip, vine un proroc, ia brâul lui Pavel, se încinge cu el și spune, acu' e acest brâu, așa-l vor lega în Ierusalim. Și Pavel, plin de Duhul Sfânt al Dumnezeu, spune, ce plângeți atâta că o să fii legat? Eu-s gata numai să fii legat, dar și să mor pentru Hristos. Și s-a dus la Ierusalim. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce slobozenie. Nu numai vorbire în alte limbi. S-ar putea să vorbim în alte limbi, dar viața noastră să nu corespundă cu ceea ce vorbim. E foarte ok vorbirea dumitale să corespunde cu ceea ce trăiești sau cu ceea ce gândești. Că s-ar putea despre mine să gândești ceva și când te întâlnești cu mine să spui, bă, ce frat, vai sopral, s-o scump opral, s-o pastorie extraordinară, dar te godi gândi la vârcipotă. Bine ar fi și vorbirea noastră să fie după ceea ce gândim. Pentru că Apostolul Ioan spune, nu mai iubiți cu vorba și cu limba, ajunge. Iubiți cu fapta și cu adevărul. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Duhul este acela care dă viață. Asta înseamnă tot timpul activ în lucrarea lui Dumnezeu. Biserică, Biblia, post, rugăciune. Îl vezi peste tot pe omul ăsta care e plin de viață. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 63. Duhul este acela care dă viață. Unde-i Duhul Domnului? Acolo e viață. Viață doar pentru Iisus. A trăi numai pentru El. Binecuvântat să fie Domnul. Oamenii plini de viață aleargă după El, precum cerbul după izvoarele apelor reci, curate. Un cerb nu bea apă de oriunde. Dacă-i 3, 5, 10, 15, 20, 30 de kilometri, un izvor curat, până acolo aleargă să se adape cu un izvor curat, să-și poată stăpâni cea setea. Avem izvorul în casa noastră, cu cuvintele Domnului în roșu, cu explicație, cu tot ce vrem noi. Dar te întreb, după ce lucru ți este sete? Va veni vremea, spune cartea Maleac, când poporul meu va fi plin de foame, plin de sete. După ce? După pâine, după apă, ci trebuie să fie sete și foame după neprihănire, după cuvântul lui Dumnezeu, după pocăință. Doamne Dumnezeule, nu știu în câți dintre noi mai e setea și foamea asta după pocăință.
Mi-aduc aminte cu ani în urmă cercuri de rugăciune, pe genunchi, lacrimi, biserică, templu frumos. Dar nu plătești lumină, dar nu plătești gaz, dar nu plătești nimic, nu plătești slujitor să-ți predice, nu-ți plătești cântăresc să-ți cântă, nu nimic. Vii și asculți, măcar asta să faci și să te pocăiești. Totul e gratis. A murit Iisus pentru tine, pe gratis. Ți-a iertat păcatele, pe gratis. Te-a spălat, te-a curățit, te aduce în biserică, în local, fără să faci nimic. Cântări, predice, măcar atâta, o pocăință, tot gratis pentru tine. Nu mai să pui preț pe ceea ce a făcut Iisus pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ce mai face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ioan capitolul 14, versetul 26. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Unde-i Duhul Sfânt, acolo e învățătură. Unde-i Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Oamenii mor din lipsă de cunoștință. Voi periți că nu cunoașteți nici puterea, nici cuvântul, nici puterea lui Dumnezeu. Unde-i Duhul Sfânt? Acolo e învățătura. Nu putea sta nimeni împotriva învățăturii care era în Ștefan. Ștefan era plin de Duhul Sfânt. Tot preoți, toți cărturari împotriva lui. Dar el era înțelept, că în el era înțelepciunea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Unde-i Duhul Sfânt? Tu trebuie să cunoști învățătură despre Iisus. Ce știi despre Iisus? Ce știi tu despre Dumnezeu? Dacă te întreabă cineva, te rog, spune-mi și mie, ce știi tu despre Iisus? Cum a trăit? Cât a plătit pentru tine? Ce știm noi despre El? Aici e școala lui Dumnezeu și venim să învățăm. Nota o va da Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce știi? Ce știm? Că am pus pe unul la masă de 12 ani pocăit și a spus nu știu să mă rog? Că pui pe unul să citească un verset și caută și nu știe unde să găsească? Ce știi? Ce știm noi? Câte versete? Ce știi despre Iisus? Știi cât a răbdat pentru tine? Știi cât a plâns pentru tine? Știi cât a plătit pentru dumneata? Știi pentru cât a plătit ca tu să ai un caracter să fii aici? Să te rogi, să plângi? Duhul Sfânt, învață! Nu te lasă să mor prost, să nu știi nimic. Nu te lasă neștiutor, ci Duhul Sfânt îți dă învățătură. Citiți Scriptura, Petru, om neșcolit, needucat, dar împotriva învățăturii lui nu putea sta nimeni în picioare, pentru că ceea ce era în el era mai puternic cu ceea ce era în lume. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și toată biserica să spunem amin, amin, amin. Ce facilități, ce binecuvântări, ce moștenire poate aibă copiii al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt întrebăințează o vorbire duhovnicească. Unde-i Duhul Sfânt? E numai vorbire duhovnicească, frate și soră. Pe mine nu mă încântă că te rogi în alte limbi sau eu sau altul. Eu rămân încântat când văd că viața dumitale e schimbată. Duhul Sfânt nu numai vorbire în alte limbi. Duhul Sfânt schimbă și caracterul și viața. Ne întrebăm noi, aici vorbim limba Duhului Sfânt. Te întreb acasă, ce fel de limbaj ai dumneatale? Care e limbajul pe care îl vorbești în casă? Cu soția, cu soțul, părinții cu copii. Ce limbă? Ce limbă vorbim? Apostolul Pavel spune, vorbesc mai mult decât alții în alte limbi. Dar Duhul Sfânt nu e numai vorbire în alte limbi. Duhul Sfânt schimbă! Alții trebuie să vadă, vă întreb pe dumneavoastră, cei de afară, mă aude pe mine vorbind în alte limbi? Nu! Trebuie să vadă viața! Viața mea, viața familiei mele. Ăsta e Duhul Sfânt care schimbă! Duhul Sfânt schimbă vorbirea, schimbă tot. Dacă tot vorbirea de la turnul Babel o folosim, aia ne va împrăștia. Duhul Sfânt are vorbirea duhovnicească
vorbirea cerească, vorbire angelică. Și toată biserica să spunem amin. Asta face Duhul Sfânt al Dumnezeu. Mă apropii de încheiere. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, oamenii plini de Duhul Sfânt, văd altceva. Nu știu ce vezi dumii tale. Ce-ar fi dacă n-ar mai fi adunare? Dacă ar da o lege din nou în România, din nou să ne închidă 3 luni, 4 luni? Ce ai face dumneata? Cine ți-ar cânta? Ce ai vedea? Cu ce te hrăni? Ștefan plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer și n-a văzut doar nori, n-a văzut doar o avioane. El a văzut ceva ce altul nu poate vedea fără Duhul Sfânt. Numai oamenii plini fac. La Dumnezeu nu merge cu jumătate de măsură. Nu! Numai oamenii plini de Duhul Sfânt, viața schimbată. Numai oamenii plini de Duhul Sfânt au o direcție, o țintă. Numai oamenii plini de Duhul Sfânt văd ce alții nu văd. Ce vezi? Ce vedem noi? Și Ștefan a spus, văd pe Fiul lui Dumnezeu. Ce vezi dumii tale? Când l-ai văzut ultima dată? Sau nici vise nu mai ai? Atâta de firește am devenit că nici vise nu mai avem. Vise despre Dumnezeu. Visăm morți, visăm altceva, visăm păcate. În loc să visăm ce? Viziuni de la Dumnezeu pe care ne-o dă El. Știți de ce? Pentru că noi nu mai e plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, ai milă de poporul Tău. Și tot să spunem, închei cu ultimul verset și vrem să ne rugăm. Duhul Sfânt, botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Duhul Sfânt ne cheamă la unitate, la părtășie, a trăi împreună. Biserica primară, cei 120, Biblia spune că toți erau împreună în același loc și s-a umplut casa de limbi ca de foc și a început tot să vorbească în alte limbi. Unitate! La asta ne cheamă Dumnezeu. Nu spune Petru și Ioan, Petru ca și Ioan. La partea templului numită frumoasă era un neputincios și omul s-a vindecat. Când biserica va fi unită, Domnul face semne și minuni. Aleluia! Când noi ne vom uni cu Dumnezeu, când vom trăi în unitate cu Dumnezeu, Dumnezeu va face semne și minuni. Când vom trăi împărtăși unul cu celălalt și trăim în adevăr, Domnul va face semne și minuni. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Care sunt cererile dumitale? Ce cere noi în vreme ca aceasta? Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru sau Tatăl nostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce El cer. Tu ai nevoie de Duhul Sfânt. Nu numai vorbirea să schimbă, să schimbă caracter și tot. Iisus a venit în lumea noastră să ne dea o nouă formă, începând de la mine și toți că suntem în biserică. E nevoie de o nouă formă pe care o dă numai Duhul lui Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm de picioare. Schimbarea în bine, schimbarea în prezența lui Dumnezeu, începe cu tine și începe cu mine. Ar trebui în prima parte să facem reformă în casele noastre, soții, copii, părinți, o familie sănătoasă, o biserică sănătoasă. E nevoie să avem o direcție, o călăuză. O biserică fără descoperire e ca un cal fără frâu. Un popor, o familie, un bărbat, fără Duhul Sfânt, e fără descoperire, fără viziune, fără nimic, fără plan divin pe care Dumnezeu ți-l pune în minte. Care-i planul pe care ți l-ai pus în inimă legat de fata, de băiat, de familia ta? Care sunt planurile pe care noi ne le-am pus așa, creonate pe o hârtie albă? Doamne, vreau anul ăsta
să fiu mai bun cu copiii, cu soția, cu soțul. Vreau, Doamne, să ne unim cu familia în post și rugăciune și Dumnezeu să lucreze în viața acestui băiat, acestei fete. Doamne, vreau familia mea, precum Iosua, cât despre mine eu și casa mea, să devenim slujitori ai Tăi. Și toată biserica, să spunem, am dorit cu toții să ne aplecăm capetele, pentru că urmează să ne rugăm. Ne aplecăm capetele, ne închidem ochii, surorilor. Ne aplecăm capetele, ne închidem ochii. Fraților, ne închidem ochii, ne aplecăm capetele. Care sunt cerințele dumitale? De câte vreme nu mai vorbești în alte limbi? De câte vreme nu te-a mai călăuzit Duhul Sfânt la Biblie, la iertare, la iubire? Noi căutăm să-i schimbăm pe alții și Tu ești o persoană neschimbată. E valabil pentru noi și pentru cei care ne urmăresc pe internet. Există soluții. A primit cuvântul Domnului în inimă și a crede în El, să dedic copiii Domnului. A ne pocăi și să trimite Duhul Sfânt Dumnezeu în inima fiecăruia. Ci Duhul Sfânt să facă această reformă. Ceea ce nu poți dumitale, face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce nu poți tu, face cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu poți tu, face rugăciunea în prezența Domnului. Am vrea să ne rugăm. Și dacă vrei dumitale, Duhul Sfânt, dacă vrei reformă, dacă vrei viață schimbată, dacă vrei o atitudine nouă, noi vrem să ne rugăm pentru tine. Așa cum stai cu capul aplecat, poți ridica doar o singură mână. Să ne rugăm pentru tine. Doamne, schimbă! Doamne, atinge Tu mâinile ridicate! Doamne, binecuvintează-ne Tu! Dă-ne, Doamne, inimi curate, de care să primească Duhul Tău, de care Tu să faci schimbare în viața noastră.